Descoperire macabră, doi soți au fost găsiți spânzurați în curtea casei, doi copii au rămas orfani. Conform România.net, tragedia fără margini s-a petrecut în satul Cepeș, comuna Bogdănița, din județul Vaslui. Gelu Bănceanu, în vârstă de 40 de ani, și soția sa, Ana Maria Bănceanu, în vârstă de 30 de ani, au fost găsiți morți în curtea locuinței lor, potrivit Vremea9.ro. Cei doi au fost găsiți spânzurați. Din primele informații, bărbatul s-a sinucis după ce și-ar fi omorât soția. Bărbatul a fost găsit în curtea gospodăriei, iar spre seară, Ana Maria a fost găsită spânzurată într-o anexă a locuinței. Doi copii, unul de 7 ani și altul de 10, au rămas orfani în urma acestei tragedii. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă judecătoria Bârlad. Deocamdată nu se știe exact ce s-a întâmplat între cei doi soți și cum s-a produs tragedia. Poliția municipiului Bârlad a fost sesizată cu privire la faptul că un bărbat în vârstă de 40 de ani din Cepeș, comuna Bogdănița, județul Vaslui, a fost găsit decedat în curtea locuinței. Ulterior, la ora 20:31 de minute, poliția municipiului Bârlad a fost din nou sesizată cu privire la faptul a fost găsită decedată, respectiv spânzurată, și soția bărbatului decedat într-o anexă din curtea locuinței. Întrucât în cauză există suspiciunea comiterii unei infracțiuni contra vieții, cercetările au fost preluate de către parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurimilor în care s-au produs cele două decese, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui. Apropiații familiei sunt în stare de șoc și spun că cei doi soți, Gelu și Ana Maria, se înțelegeau bine, munceau la ferma Ursu din Vaslui, relatează România TV.net.